Voluntarii Bisericii Buna Vestire din Ploiești pregătesc săptămânal aproximativ 200 de porții de mâncare caldă pe care le împart celor care au nevoie. În sâmbăta Paștelui nu se va mai găti, însă beneficiarii programului Masa Săracilor nu vor rămâne fără alimente tocmai în zi de sărbătoare. Și pentru că și voluntarii trebuie și ei să se pregătească de sărbătoare, au familii, au de pregătit și ei măsuța lor de Paște și de Crăciun, atunci am găsit această formulă ca în sâmbăta care este înainte de sărbătoarea respectivă, să strângem prin donații și să facem pachete cu hrană solidă, recte, ulei, făină, zahăr, conserve, tot ceea ce este ambalat, pe care ducem la beneficiarii noștri ca să simtă și ei totuși să nu simtă că de Paște și de Crăciun chiar lipsește ceva după masă. Și atunci. Este un program foarte bun. Ne gândim la aproapele nostru. Menirea. Sunt foarte mulți voluntari care vin și participă cu tot sufletul și se duc și împart merindele care le fac aici. Ați adus dumneavoastră alimente? Am adus, întotdeauna. Am fost să dăm o mână de ajutor de multe ori. Știți că acum se fac pachetele pentru Paște? Da, știm. Am adus pachete pentru Paște, mereu aducem. Contribuiți mereu. Paște, da. Păi noi suntem minorie. Venim mereu la biserică. Pentru masa de Paște s-au adunat alimente pentru aproximativ 300 de pachete. Acestea vor fi distribuite sâmbătă.